aici ai o problemă cu, am avut eu o găcică aici. În Turda. Ai avut? Am avut, da. Când? Mergeam cu Tomiță, cu Dacia, cu Targu, 99, da. A, de ce te-ai să nu, am avut o gacică mai, cum să-ți explic eu ție, mai în vârstă decât mine. Mai în vârstă? Da. Deci acum e bunică? Să spui că eu am scot bunicuța sau n-am... Păi atunci nu fi fost, dar acum dacă era și mai în vârstă are vreo 50 de ani, de ce bunică? Posibil. Și ai o problemă cu treaba asta? Nu. Am înțeles. Să ne înțelegem, nici tu nu mai ești o tinerică. Ba da, sunt. Dar eu nu de aia spuneam, doar că nu se zic. Da, hai să spunem vârsta dacă zici că ești tinerică. Tinerică e soția lui Viorel. 30 am. Nu tu. Ce înseamnă până în 30, tine... Să numesc mai multe tinerici. Tinerele, uite. Păi ce și am 30. Peste 31. Nu am peste 31. Peste 31. Dar nu am peste 31. Nu mai e. O să fac 31. Nu mai e. O să fac 31. Nu, ai 31. Când o să fac 31. Ai 31. Nu știi ce vârstă am. Cum o să nu știu ce vârstă ai? Ce vârstă am? Ai 32 de ani. Și 2? Păi parcă aveam și 1. Nu, 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 ai 32. Acum am mai făcut și 2. Nu, ai 32. Fac. Nu, ai 32 pentru că eu am 41. Și eu sunt mai mare decât tine cu 9 ani. Cu 8 ani. Deci ai 33! Nu, n-am 30. Cu 9 ani. Mamă! N-am 33, nebunit. Ai 33 de ani? Te las aici, păi parcă făceai 31. Păi nu am 33. Încă. Mai am 2 luni până atunci. 31, fac 31. 33 de ani? Fac 31. Nu mai spune așa Doamne, ceva. Doamne, măica, de ce calculezi că ai spus tot timpul că fac 31? Tu îți dai seama, 33, 34 și la 35... Schimbare. N-am cum. N-am cum. Ei, mai sunt încă 5 ani până atunci. Nu, 2. Mai sunt. Facem fix 9 ani. Împreună. Bine, am rezistat eroic. S-au despărțit unii care ziceai că se iubesc de 14.000 de ori mai mult decât noi. Și pac, țeapă. Poc. Statuia mă trebuie să-mi se facă. În 31. Păi, că 33 de ani. Dar de ce stai, de ce calculăm? De ce? Ți se pare că arăți? Ai zis că eu am fost cu o bunicuță. Păi, ai fost. Și acum păi, ai urmează să fii tot cu o bunicuță. Avea 33, 99. Eu 99 aveam 9 ani, îți dai seama? Cât aveai tu 99? 9 ani. Deci nu aveam 9 ani. Îți dai seama? Păi și cum aveai 9 ani și acum faci 31 în 2023? V-am fost și eu la CFR, dar mi se pare că matematica asta ta nu chiar ce trebuie. Nu contează. Mai contează niște numere acum? Aha, da, nu mai contează. 1, 2, 3, pe astea le știe toată lumea. 8, 9, 10, 12, da, bravo. De la ce ne luăm? De la un an, doi. Exact. De seama cum îi face 40. Când o să fac 40, o să te rogi de mine să stau lângă tine. Eu? Da. Eu o să mă rog de tine să stai lângă mine? Da. Oare de ce? Pentru că o să arăt foarte bine și tu o să ai 50 și... Și tu oricum pe... devii un pic senil, așa, știi? Eu devin un pic senil. Poate de asta să și spun să stai lângă mine. Da. Că am devenit senil. Că dacă sunt în toate capacitățile...
timp? Senil, nu senil. Senil, da. Da. Și de asta mă rog, că eu nu mai îmi dau seama ce-i cu mine. Ah. Poți să te rog pe tine sau să rog pe doamna sau pe domnul sau pe aia, același lucru, nu? Ți se încarcă cineva din afară, scrie acolo. Un iPhone 3 se încărca la mașina noastră. Cum se încărca un iPhone 3 la mașina noastră? A trecut unul și a aruncat telefonul sau? Nu, l-a spus pe geam. Deci osteros sau nosteros? Ce contează? Senile, senil în facultățile mentale sau nu? Osteros. Eu nu o să mă rog. Bine. O să am o criză de 40. Eu n-am avut criza de 40 de ani. O, tu ești într-o criză de 40 de ani. Eu o să am criza de 50 de ani. La 50 de ani o să am o criză. Da. Și atunci o să am o scăpare cu 2-3 domnișoare. Maxim 4. După aia îmi dau seama că n-am nervi să le suport și nu mai pot să mai dansez în club cum dansam eu, că îmi dă seama asta din nu mai poți nici acum, da, păi îmi place de ani. Nu poți acum, mă, tu, mă, tu vorbești, mă, că ești mai tânără, mă, care m-ai luat în cameră la ora 2, ia spune-le, la ora 2 m-a luat în cameră. Și ce? Și de revelion la fel, hai, hai, hai să mergem, hai, hai, hai să mergem, hai, tinerică, fără bătrânica asta. Distrat într-o seară, nu trebuie să mă distrez. Odată și bine. Și n-am stat în cameră și n-am uitat la regina. Am învățat Angliei, ceva. Nu la regina. Și tu cât a durat când a fost al doilea război mondial. Zi. Cu ce mă ajută? Informația asta că a fost trecut. Cu cineva. De ce aș vorbi de treaba asta? Nu se știe ce va fi în viitor. A, nu se știe ce. Trebuie să știi chestii. Și ce faci? Te duci cu 2-3 maxim 4 și ce? După aia te întoarce la mine, tu nebunule, și eu te și luam. Da. Da. Tu habar n-ai că eu am fost cu 2-3 maxim 4. Când? Când? Sunt senil eu. Eu eram senil. A, eu nu știu, nu o să știu, adică no. Tu o să o faci așa de discret încât eu nu o să aflu. Da, eu o să merg pe barcă. Da. Cu 6 luni de zile o să zic că vreau să mă duc să mă regăsesc. Și eu dacă o să-ți dau drumul să pleci, trebuie să spui un semn de întrebare. În primul rând tu ar trebui să spui un semn de întrebare și după asta. Tu ai vrea să tu cumva te bombardești la 40-45 de ani. Tu mă înșel pe mine la 45 de ani. Dacă pleci 6 luni pe barcă singur, păi nu mai suntem împreună, nu? Cum eu dacă plec singur și stau singur? Păi cum tu trebuie stau să faci altceva. Stai singur că ai zis că e 2-3 maxim. Păi 4. Tu nu știi. Deci nu stai singur. Ba da, eu stau singur, eu plec singur pe barcă să mă regăsesc. Singur, dar mai există port. N-ai de unde să știi. Nu contează, pentru că e ca și cum ai fi făcut ceva. Poți să faci sau să nu faci, gata, ai făcut, la revedere. Cred că 6 luni nu mai contează. Ai făcut, poți să nu faci. Poți să nu faci, poate nu găsești. Poate nu vrei, ai făcut. Deci eu am făcut deja. Da. Ah, ok, unde te las? Uite, e pe centură. Centuran, bravo. Poate găsești tu iubirea vieții tale. Dragilor, era să uit. Dacă tot sunteți pe internet și dacă tot mă urmăriți și urmăriți acest canal, dați like, dați subscribe. Dacă îți place, ce pun eu acolo? Dacă nu-ți place, next on Dallas. Dislike, direct, scrie comentariu. Nu-mi place. Dar spuneam așa, dacă tot ești pe internet și te uiți pe la acest vlog și vrei să-ți faci cumpărăturile, vrei să-ți cumperi, de exemplu, uite, eu mi-am cumpărat o cameră. Vrei să-ți cumperi ceva de pe internet, de ce să nu-ți primești tu o părticică din banii tăi cheltuiți înapoi? Și am pus eu pe un story la un moment dat, Tipli. Vă las și un link în descriere. Dacă îl accesați, primiți și 30 de lei pentru prima comandă. E bine. Pentru a profita de acest serviciu, trebuie să te înregistrezi pe site-ul lor sau pe aplicația Tipli. Intri acolo, faci cumpărăturile și în maxim 48 de ore ei îți întorc câțiva bănuți înapoi. De ce să nu-i luăm? Că doar nu-i dăm, nu? Tot i-am cheltuit. Și acolo, ban cu ban, păduche la păduche. Ban cu ban se umple paharul și îți mai cumperi ceva. Comisionul este în funcție de ce au discutat ei cu magazinele, dar sunt o grămadă de magazine. Sunt 400 de e-shop-uri pe această aplicație. Așa că, cumpărături frumoase, like, subscribe și aveți grijă de voi.